Este, așa cum v-am spus, este vorba de faza a doua a Cupei României. În prima fază alb-violeții au trecut cu sorete la 0 de cei de la Berceni. De altfel, obiectivul alb-violeților este să se califice. Cotigă, trimite în centru, Cotigă. Oroșanu, la un pas să pierde Oroșanu mingea și iată o pasă greșită dată de Avramescu. A fost păcălit Bolboașe și un șut care intră în poartă și este 1-0 pentru Târgoviște. O greșeală a lui Claudiu Avramescu, a încercat să trimită mingea la golkeeperul Mirel Bolboașe, însă a lovit greșit mingea, a fost o deviere slabă și o intercepție bună a atacantului de la Târgoviște, care a trimis mingea printre cei doi jucători ai FC Argeș direct în poartă. Centrarea în careu este acolo Avramescu, care nu este atent și iată este 2-0 pentru cei de la Târgoviște. Din nou o ezitare a fundașului al Violet și un nou gol a celor de la Târgoviște. Deja este foarte greu să revină pentru FC Argeș. Stoica se treaptă câte balon, sare peste minge și Cotigă o trimite mingea peste poarta lui. Stoica, un șut pe poartă și o deviere foarte bună a lui Rover Cârstea și este 2-1. O centrare bună a lui Stoica cu pământul și Avramescu. Degajare lungă a lui Avramescu pentru noul intrat Mihai Oprea, bun stop al lui Oprea, este acolo Rover Cârstea, primește atacantul al Violet. O centrare a lui Cârstea pentru Ivănică, degajare bună a lui Ivănică pentru Stoica, Stoica trimite înapoi și nu este gol, incredibil, ba nu, ia să vedem. Și este gol FC Argeș 2, marcat de Ivănică. Un atac prelungit al violeților. Stoica a scăpat singur cu Zecheru, a recentrat în careu pentru Zaharia nu a reușit să trimită mingea către poartă, a venit însă Stoica. Acum Ivănică și o intrare a lui Ivănică de iată galben, acum primește numărul 6 Gâldău și roșu. Centrare în careu și Ivănică din nou singur, la fel cum a fost și în Scria. Moroșanu trimite în partea dreaptă la Zaharia. Zaharia pasă lungă pentru Ivănică. Ivănică preia și din nou iese Zecheru și reține. Ivănică putea să trimită din prima spre poarta lui Zecheru. Însă și-a preluat mingea, iar Zecheru a ieșit și a reținut mingea. Ivănică primește cartonașul galben și implicit cel roșu. A fost o intrare imprudentă a lui Ivănică. Stoica, șut și gol. Datorul primului gol al acestei partide, primul gol al violeților. Cârstea se întreaptă către minge, șuta lui Cârstea și gol, reușit și de Rover Cârstea. Lui Cotigă bătut sus, gol și pentru FC Argeș. Cum Avramescu, nașul al Violet nu a avut o primă repriză prea bună, șutul lui Avramescu și bară, ratare a lui
ultima lovitură între cele 5. Șuta lui Iuba și gol și FCM Târgoviște se califică în faza 3 a Cupei României. Un joc bun făcut de cele două echipe. Se pare că cei de la Târgoviște au avut și noroc la loviturile.